fost convocați astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local Ungureni. Înainte de a începe, de a da citire ordinii de zi, dacă ați studiat procesul verbal din ședința anterioară, dacă aveți de comentat ceva. Dacă nu, supunem la vot conținutul procesului verbal. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Ordinea de zi a ședinței de astăzi este următoarea. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paștele din Comuna Ungureni, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale de investiții reactualizate pentru obiectivul modernizare drum comunal DC93 Ungureni-Bibirești, 3,2 km. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general reactualizat pentru obiectivul modernizare drum comunal DC93 Ungureni-Bibirești de 3,2 km. Punctul 5. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mai avem încă două puncte pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. O hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului modernizare, renovare și dotarea comunei culturale din satul Botești, Comuna Ungureni. Și a doua hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la PNG CIM IFN în vederea garantării obligațiilor de plată avansului din fondurile nerambursabile. Tot cu referire la modernizarea domnului din Botești. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Nimic? Abține. Primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. Indexarea taxelor și impozitelor locale este reglementată prin articolul 427 din codul fiscal, cu modificări și căpătările ulterioare. În cazul în care impozit sau oricare alte taxe locale, care costă sau care se stabilită pe bază unor anumite sume lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie către consumele locale, prin cont de realizare și cont fiscal anterior, adică 2018, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale a Administrației Publice Locale. Prin urmare, propun indexarea cu ratificație de 4,6% a taxelor și impozitelor locale pentru 2020. Deci de la pentru clădirile care sunt cu cadre din beton armat cu pereți exterior din cărămidă până acum erau 1000, indexat va fi 1046. Pentru cele care au pereți exterior din LED și cu cărămidă naturală, cărămidă neagră, vărături și înainte era 300, acum indexat va fi 13,8. Bine, se rotunjește la 20 male, 5 peste 50 cu cifra următoare, 550 rămâne așa. Dacă sunt discuții din marginea materialului prezentat de doamna? Nu? Dacă nu la vot, cine este pentru? Și abține cineva? Împotrivă, nu. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Paștele din Comuna Ungureni, județul Bacău. Domnul viceprimar. Modalitatea de administrare a paștilor aparținătoare unei localități se prezintă felul în care se asigură managementul unei paștii, respectiv organizarea, administrarea și exploatarea paștilor permanente. În vederea asigurării unui management corespunzător al unei paștii permanente, trebuie să fie utilizate atât instrumente tehnice și juridice de specialitate, cât și instrumente de ordin financiar, fără de care nu ar fi posibil materializarea măsurilor tehnice și juridice. Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării paștilor în conformitate cu obiectivele de management al paștilor prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paștilor permanente și pentru modificare și completare legii fondului social numărul 18 din 1990. Conform HG numărul 1064 din 11
Constituției, a 12-2013, articolul 9, aliniatul 1, amenajamentul paragraful 5. Actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schița de pază sau planul cadastral. 2. Determinarea suprafeței de pază sau porțiunilor din care se compune pază, cu prezentarea denumirii vecinătăților și hotarilor. 3. Descrierea situației geografice și topografice a pazei sau diferitelor unități în cazul în care pazea se compune din mai multe porțiuni. Descrierea solului pazei, descrierea florii pazei, determinarea părților de pazei care sunt oprite de la pășunat, perioada de pășunat, calitatea de pășunat și încărcătura ochiului, calitatea pazei, stabilirea căilor de acces, stabilirea fluxelor și a locurilor de adăpost, locurile de adăpost pentru animale și oameni, lucrările care se execută în fiecare an pentru întreținerea și creșterea fertilității solului, lucrările de îmbunătățire anuală și pe termen lung. Față de cele menționate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre formatice. Poftim, domnul Moise. Asta la care pare se referă, domnul Moise. Deci, Bogona și o șansă și da, da, da. Deci, este și pentru ce aparțin Consiliul Local și pariștele particulare, proprietate privată. Deci, și are o sfântă în treaba asta și cumva să fiți cu tipul omul, țăranul, să mă plătească, noi. Asta m-ar interesa, că se amenajează bine, dar se folosește pe acasă. Avem aici și cărțile care cumplim Paștii din Comuna Ungurei, o lucrare foarte laborioasă. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui material, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Nu s-a spus. Punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale de investiție reactualizate pentru obiectivul modernizare drum comunal DC 93 Ungureni-Bibești. Da. Doamna contabilă. Având în vedere articolul 44 aliniatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele instituției locale, articolul 7 aliniatul 1 litera E, OUG 98/2013 privind aprobarea programului național de dezvoltare locală, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat conform OUG 114/2018 la obiectivul de investiție modernizare drum comunal DC 93 Ungureni-Bibești 3,2 km după cum urmează. Valoarea totală 2.777.981,62 lei inclusiv TVA, din care construcții montaj 2.525.791,62 lei, din care valoarea bugetului care se finanțează din bugetul de stat 2.529.159 de lei, din bugetul local 246.822,46 lei. Totodată supun spre aprobare și devizul general din care a rezultat aceste valori. Și pentru îndoială. Deci, discuții din marginea materialului prezentat doamna contabilă? Nu sunt. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Vreau să întreb eu dacă se mai fac intrările astea. Era vorba, știu că intrările la... Aici o să trebuia să facă de către proiectant NCS-uri, probabil note de comandă de suplimentare. Da, deci nu știu. Astea să... e partea tehnică, eu din punct de vedere valori. Specialistul.
Domnul Vili. La drumul ăsta eu am o problemă de ridicat. Să nu cred neconform. Acostamentul la un drum, deci minim, acostamentul la un drum, conform normativelor noastre, în vigoare, nu are voie să coboare sub 30 de centimetri. Întrebarea este, ce ne facem în zona unei gola, este până la asfalt și nu avem acostament deloc. Ne apucăm acum și mutăm rigor. Deci sunt lucrări neconforme. Păi, din punct de vedere tehnic. Da, din punct de vedere tehnic. Cine-i măsură să dea răspuns? Nu, știți care proiectantul. Proiectantul, dar proiectul... Vreau să răspund la întrebarea lui domnul președinte. O lucrare neconformă este sesizată de constructor și de alte și beneficiarul, dar soluția o dă numai proiectantul. Deci, investitorul ridică problema din neconformități, constructorul ridică problema din neconformități, dar soluția o dă numai și numai proiectantul. Lasă-ne de o soluție proiectantul. Păi să o dea. În construcție, întotdeauna există o soluție. Costă, este adevărat. Dar o soluție există întotdeauna. Deci drumul nu are acostament pe toată lungimea lui. Că n-au fost bani, că nu s-a terminat deodată, că în fiecare an se mai cer niște bani. Înțeleg situația. Dom'le, atât am avut, atât s-a făcut, următorul an mai facem un proiect, mai venim cu o hotărâre, hai să terminăm dacă tot început. Deci cu partea asta pe bucățele sunt de acord. Că, na, e vorba de bani. Dar cu partea de neconformități nu mai pot fi de acord. E o prostie. S-a consemnat în procesul verbal și probabil că o să fie Având în vedere faptul că această investiție e desfășurată încă din 2007, atunci s-a Nu s-au schimbat normativele din 2007 până azi. Păi, acostamentul a rămas același. Orice proiectant spune, sub 30 de centimetri nu ai voie să fie acostamentul mai mic de 30 de centimetri. Ori unele locuri pot trece un telaj unul pe lângă altul. Cum spuneau, te ferești de un stâlp din altă tensiune, ai, e o excepție, stâlpul ăla. Nu, dacă ar să duci pe o lungime mai mare, nu-i normal. Da. Doamna secretarul, mă dat în procesul de bani și vreau să interveniți atunci. Supunem la vot cele două proiecte. Cine este pentru? Împotrivă, nu? Abținere. Următorul punct. Hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului, modernizare, renovare și dotarea cămării culturale în satul Bătești. Da. Având în vedere că obiectivul de investiții, modernizare, renovare și dotarea cămării culturale în satul Bătești, comuna Mugăriei de Săpatul, va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, propun spre aprobarea Consiliului Local valoarea de investiție a proiectului în valoare totală de 1.052.769,74 de bani, din care 567.787,29 bani, valoare eligibilă, și 484.982 de lei, valoare neeligibilă în baza contractului de finanțare nerambursabilă numărul C0760CN00021710400282 din 14.05.2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Aceasta este valoarea obiectivului de investiții. Discuții pe marginea materialului prezentat? Discuții. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Și următorul punct. Hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție. Da, tot pentru acest obiectiv, pentru a putea primi un avans din fonduri nerambursabile, trebuie neapărat să solicităm o scrisoare de garanție de la FNCCIMMS-IESA. În vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile. Deci asta este, s-a făcut pentru toate obiectivele din, finanțate din fonduri nerambursabile. Da, supunem la vot. Cine este pentru?
abținere de doctrină. Și am ajuns la ultimul punct, diverse. Dacă sunt probleme. Avem divorț și două. Mă rog, cine are? Cine are? Sau cine mai are? Cine are divorțat? La pora. Deci nu sunt probleme diverse. Cu aceasta declarăm ședința încheiată. Vă dorim o mare